Deși în repetate rânduri atât autoritățile locale, județene, cât și reprezentanții gărzii de mediu au tras un semnal de alarmă în ceea ce privește abandonarea deșeurilor pe domeniul public și nu în locurile special amenajate, anumiți cetățeni refuză să respecte legea și aruncă deșeurile la voia întâmplării. Acesta a fost și cazul de față, unde persoana în cauză s-a ales cu o amendă usurătoare. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe raza comunei Breznița de Ocol, se poate observa cum o auto utilitară încărcată cu deșeuri circula către locul unde urma să le arunce. Garda de mediu a constituit o echipă de lucru împreună cu poliția și în circa 2 ore au reușit identificarea autoturismului în trafic. Deșeurile au fost abandonate pe raza localității Breznița de Ocol. Informații de la primăria din Breznița de Ocol, cum că pe raza localității a fost identificat o autoutilitară care a deversat resturi menajere. Am constituit un grup de lucru împreună cu Poliția Județului Mehedinți, respectiv biroul rutier din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Severin, și în circa 2 ore am reușit să identificăm proprietarul mașinii și să-l aducem la sediu Gărzii de Mediu pentru cercetări. Inclusiv ministrul mediului Țancoș Barna, prezent în județul nostru cu ocazia proiectului Via Transilvanica, a adus în discuție importanța selectării și colectării deșeurilor, dând drept exemplu cel mai recent caz petrecut seara trecută. Aseară, aici în județ, garda de mediu a confiscat un mijloc de transport. Un mijloc de transport cu care s-au transportat deșeuri și au fost depozitate într-un loc nepermis. Este nevoie de aceste măsuri coercitive și este nevoie de sancțiuni pentru fiecare asemenea faptă, pentru că altfel nu vom reuși să rezolvăm această problemă nici la nivel județean, nici la nivel național. Grija față de mediul înconjurător stă în puterea fiecăruia dintre noi, iar respectul față de natură și un mediu sănătos de viață face legătura dintre comportamentul nostru și generațiile viitoare. Tot mai multe persoane folosesc zonele mărginașe pentru a depozita deșeuri. În unele părți s-au format munți de gunoaie din cauza cetățenilor care nu conștientizează cât de important este mediul înconjurător. În cauză a fost aplicată o amendă în valoare de 20.000 de lei, precum și sancțiunile complementare, confiscarea vehiculului folosit pentru abandonarea deșeurilor în spații neautorizate, precum și ridicarea deșeurilor, curățarea terenului și eliminarea acestora conform legislației în vigoare, pe cheltuiala contravenientului.